Egiptul este o țară extraordinară și a devenit foarte, foarte dorită în ultimul an. Sigur, și pentru motivul că a reușit să se păstreze pe zona verde și a fost permanent pe acea listă verde și pentru noi contează listele astea foarte mult. Și pentru faptul că s-a apropiat de nivelul serviciilor și de Antalya ca și concept, dar totuși avem diferențe pe care e bine să le cunoaștem dinainte. În primul rând avem diferențe de preț care se referă în calitate, care se reflectă în calitate. Adică atunci când găsim aceeași categorie de hoteluri, să spunem, dar la câteva sute de euro diferență, să știm că acea diferență se va reflecta în calitatea pe care o găsim la hotel. Da? Bun. După aceea mai avem o diferență care poate fi foarte importantă, temperatura. Temperatura în Egipt în perioada august, să spunem, este foarte mare. De aceea, în general, noi recomandăm prudență în alegerea lunii august pentru concediu pentru Egipt și absolut maximă, extremă prudență pentru cei care doresc să și viziteze ceva în Egipt. De altfel, Egipt este o destinație care merită în primul rând vizitată și apoi să stăm la hotel. Și dacă noi dorim să vizităm, recomandăm indiscutabil primăvara până în luna iunie, da? Și respectiv toamna începând de prin octombrie. Dar sigur, pentru că noi cu toții facem concediile vara, că așa suntem obișnuiți, pe perioada verii nu recomandăm vizitele la, nu recomandăm din punct de vedere medical, ca să mă înțelegeți, nu din alte puncte de vedere, nu recomandăm vizitele la piramide și nu recomandăm vizitele pe Valea Regilor, pentru că acolo temperaturile ajung chiar și în perioada. Eu am fost pe Valea Regilor în luna aprilie, ca să înțelegeți, și am prins un 44 de grade. Da? Adică trebuie puțin să ne informăm înainte și să ne gândim ce vrem să facem în Egipt și dacă dorim să vizităm, să ne calculăm foarte bine perioada în care vom merge în Egipt. Pentru Egipt avem curse permanente, cam două pe săptămână, să spunem, cu plecare din Cluj-Napoca. Cu plecare din Baia Mare vom avea în sezon curse, din nou, pentru că lumea pleacă pentru hoteluri. Da? Deci facem o deosebire între mergem să stăm în resort sau mergem să vizităm. Sigur că putem să mergem în Egipt ca și excursii și să nu vizităm Valea Regilor, să nu mergem la piramide, ci să mergem la diferite insule, Paradise, mai știu ce, diferite insulițe și putem face diferite scufundări, lecții de scufundări, chiar să primim atestat pentru acest lucru, să facem snorkeling, să pescuit, mai știu eu ce, care le putem face indiferent de temperatură, nu este o problemă, da? Dar pentru vizitele acestea importante, la Cairo, la piramide și respectiv la Valea, pe Valea Regilor, este bine să avem în vedere alte perioade din an. În Baia Mare, Egiptul, cel mai probabil va începe din nou operarea în cursul lunii mai și se va termina. Vom vedea când. Acum, să știți că această poveste cu terminatul este așa, câtă vreme mai sunt solicitări, nu se întrerup cursele, doar că la momentul la care gradul de ocupare a unui avion devine din ce în ce mai mic, ele se sistează sau se mută cu operare de pe Cluj. Unde? De ce se mută? Pentru că acolo se comasează mai multe bazine de colectare a clienților, spunem noi, și atunci acolo reușim să facem aeronavele să fie pline. Pentru Egipt avem cam aceleași variante ca și pe Turcia, adică ne urcăm în avion, ajungem acolo, avem reprezentanții zonali. În Egipt, nu întotdeauna reprezentanții sunt vorbitori de limbă română. Au învățat foarte mult în ultimul timp, să știți, pentru că am devenit o piață foarte interesantă pentru ei și mulți din cei de acolo, ei învață foarte ușor, foarte ușor limbile străine, n-aș putea să dau seama de ce. Eu am beneficiat de serviciile unui ghid care a învățat în 30 de zile limba română și mi s-a părut impresionant. Da, dar sigur, el a făcut ghidaj, îmi spunea, foarte mulți ani, vreo 20, pentru italieni și atunci a făcut similitudini, mai scăpa câte un cuvânt în italiană, dar îl iertam că semăna și înțelegeam ce vrea să spună. Deci, în Egipt nu întotdeauna avem reprezentanți vorbitori de limba română, dar avem vorbitori de limba engleză. Da. Sunt așteptați la aeroport, din nou sunt urcați în acele mașini de transferuri, să stea liniștiți, nici unul nu rămâne în aeroport, că am avut și întrebarea asta. Nimeni nu mai rămâne în aeroport, indiferent de destinație. Sunt pe tabelul cuiva, ca să ne exprimăm frumos. Da? Sunt pe tabelul cuiva, Cineva cineva așteaptă. îi așteaptă și cineva este răspunzător că el să ajungă la hotel.
Da? Adică chiar nu se întâmplă că este a nimănui. Nu. Ei sunt, de la bun început, sunt pe niște tabele, sunt pe niște situații și acele situații trebuie să vadă la zi. Da? Deci întotdeauna îi avem prinși pe... nu există să rămână pe undeva. Nu, sunt căutați până sunt găsiți și duși unde trebuie. Din acest punct de vedere, să nu-și facă griji. Bine, asta vorbim de chartere, în general, pentru că atunci când vorbim de chartere, oamenii sunt bine stabiliți cu nume și prenume și știm exact unde, ce și cum și suntem răspunzători în acest lanț pentru ca ei să ajungă la hotel și să fie preluați de la hotel și aduși înapoi acasă. Deci nici acolo nu rămâne. Da? Chiar este interesant pentru Egipt ca și informație suplimentară care s-ar putea să intereseze într-adevăr. Dacă am plecat în Egipt cu un charter, suntem obligați să ne întoarcem cu același charter. Putem face, pentru că avem solicitări de extindere de sejur, foarte multe în ultimul an, mai multe decât am avut înainte, putem să extindem sejurul cu condiția să ne întoarcem cu același operator aerian cu care am plecat. Da? Deci nu putem să mergem, nu știu, cu charterul de pe Baia Mare, care e operat, nu știu, de Fly Egypt și să ne întoarcem cu zborul regulat de Tarom, care vine pe... Nu se poate, da? Adică trebuie să ne întoarcem cu aceeași companie aeriană cu care am zburat la plecare. Pentru Egipt, vă spuneam, sigur, suntem preluați, suntem duși la hotel, principiul resortului este cam același. Avem o diferență de calitate, aș spune, dar și, sigur, avem o diferență de mentalitate și o diferență de artă culinară. Mama, în Turcia, sigur, toată lumea se plânge că lor inclusiv se îngrașă în săptămâna aia. Adevărul e că e imposibil să nu te îngrași. Deci, să ne setăm mental faptul că, cu siguranță, nu slăbim în săptămâna aia, pentru că tentațiile sunt foarte mari, în general. În Egipt, aș zice că ne menținem. Nici de slăbit n-o să slăbim, asta este ideea. De slăbit n-o să slăbim, dar eu zic că mergem pe menținere, pentru că au bucătărie, într-adevăr, puțin diferită, chiar dacă ei încearcă să o facă spre europeană, găsim acele preparate la grătar, relativ simple, făcute așa, dar din alea ca norocul că nu ne îngrășăm. Însă tot ce înseamnă mâncare gătită cu diferite sosuri, diferite salate gata, făcute, toate sunt oarecum condimentate și înspre stilul lor arab de a face mâncare. Sigur, știm, sunt țări musulmane, în general nu vom fi serviți porc. Există câteva excepții la hotelurile premium unde au adus bucătari din exterior și unde există colțuri, ca să spunem așa, pentru că în bucătăriile obișnuite nu se gătește carne de porc. Eu personal am avut la un hotel, la un moment dat, un grătar unde se făcea la grătar și carne de porc, dar era un bucătar european care făcea acest lucru la un grătar care și într-o zonă în care doar asta se întâmpla și ceilalți nu veneau. Da? Sunt atenți la a nu amesteca aceste lucruri din rațiuni religioase și nu de altă... Mă gândesc că și vasele și lucruri... Da. Deci acolo acolo avea ale lui, persoana respectivă care gătea carne de porc, doar asta făcea și avea vasele proprii pe care le utiliza și nu se amestecau niciodată cu ce făceau ceilalți. Acum, da. Să fim cărcătași, să ne legăm puțin, doar de fum nu poate să fugă, pentru că ăla n-au cum să-l pună separat. Corect, așa este. Sigur că, da, pentru noi pare interesant și, da, inedit, dar pentru mari mâncători de carne de carne de porc, da? Am avut discuții pe această temă și e bine să știe dinainte, pentru că cel mai probabil la hotelurile obișnuite, normale, la care mergem cu toții, nu vom găsi această carne de porc. Nu este un în afară de faptul că suntem chiar mari fani și o săptămână nu putem fără, în rest nu o să-i simțim lipsa, pentru că vom avea atât de multe preparate pe bază de carne de vită, carne de miel gătit impecabil de către arabi, ăsta este adevărul, carne de pui, pește, fructe de mare, în general nu simțim lipsa pentru o săptămână a cărnii de porc, dar pentru mari consumatori de carne de porc e bine să știe acest lucru. Deci, cum se spune, pentru român ce mai bună legume e porcul. Așa este. Da, pentru ei și în general recomand să încerce preparatele de miel, pentru că mielul lor e puțin altfel gătit, are o altă savoare, cred că pornește și de la materia primă și merge și pe stilul de gătit până la urmă. Da. Despre Egipt, că am spus despre excursuri opționale deja destul de multe lucruri. În Hurghada, de exemplu, o excursie interesantă care se face o jumătate de zi cu copiii este excursia cu submarinul.
interesant din nou. Este un submarin turistic, da? L-am prins și în alte zone din lume, în Tenerife, de exemplu, au ceva similar. Este un submarin turistic, dar este foarte interesant, în primul rând, pentru că, mai ales pentru copilași mai mici, este un prim contact cu lumea subacvatică, în condiții foarte comode, pentru că stai jos pe niște scaune, da? Și privești prin niște geamuri foarte mari. Acele geamuri au și un efect de mărire, astfel încât să vezi foarte bine. Este chiar un spectacol, pentru că au niște scafandri care vin și hrănesc peștii în apropierea vasului, astfel încât peștii să vină cât mai mulți în zona aceea, cât mai aproape. Vom vedea, mai ales în Hurghada, zone de recif, de coral. Sigur, zona în care se poate merge cu acest submarin nu este cea mai spectaculoasă zonă, pentru că acelea sunt protejate și acolo cel mult se poate merge doar în costum special și doar individual, dar e o experiență, mai ales pentru copii și pentru prim contact cu lumea subacvatică, vă spuneam, foarte interesantă. Au diferite excursii cu diferite vapoare pentru a merge și a vedea delfinii în mediul lor natural, a nota cu delfinii. Sunt activități foarte multe care se pot face așa, dar avem, de exemplu, pentru Baia Mare, o plajă destul de mare de oameni care deja simt foarte tare gustul sporturilor nautice, astfel încât deja sunt obișnuiții plajelor și a valurilor din Hurghada. Și e un lucru foarte bun, pentru că pe lângă faptul că fac mișcare, deja știu eu, am văzut un grup omogen și foarte, foarte interesat de acest gen de sporturi. În Hurghada chiar se pot face la costuri foarte bune. Avem școli pentru și instructori specializați pentru a învăța să facă tot aceste sporturi pe apă și vor primi chiar certificate. Vorbim și pentru scufundări și pentru sporturile pe apă. Da?